Cât de matinal ați fost în dimineața asta? Orele 6. Așa sunt de în timpul liceului, când făceam naveta de la Bran la Brașov. Și autobuzul pleca la 6. Și de atunci ați rămas fixat pe ora? Atunci mă trezesc înainte de ora 6 și, sigur, îmi fac cele, mă pregătesc pentru ziua care eu încep la orele 6. Și în concediu? Și în concediu, și duminica, și sâmbăta. Ăsta e programul meu, nu pot să mai îl schimb. Micul dejun? Micul dejun, sigur. Brânzeturi, că eu sunt din zona Branului, acolo cresc oi, avem o brânză foarte bună, sigur. Și celelalte, dar brânzeturi, în primul rând, lapte, pentru că așa am crescut de mic. Da. Și nu mă dezic de zona de unde m-am născut. Zona Branului, o zonă cu multe oi, animale. Mișcare faceți? Trebuie să fac, pentru că altfel nu pot să fac față în opoziție. Nu vedeți puterea asta puternică de peste 60%? Trebuie să fac sport ca să fiu rezistent, să fiu atent. Cum ajungeți la serviciu? Pe jos, cu mașină personală, cu microbus? Să știți că merg și pe jos, de exemplu la Brașov merg cu trolebuzul și cu taxiul, dar aici la Parlament merg cu autobuzul. Nu vreau să merg cu mașina, cu autoturismul, pentru că pe timpul deplasării mai stau de vorbă cu colegi de la putere, cu colegi din opoziție și mai discutăm. Este singurul moment în care suntem mai deschiși, că aici în Parlament, să știți că ne certăm. Fiecare avem dreptate pe tema lui. În drum spre serviciu, vă opriți să luați un covrig, o merdenea, ceva? Când sunt la Brașov, sigur, mă opresc, cumpăr un covrig, cumpăr ziar, să vedem dacă puterea își face treaba, dacă opoziția și-a făcut treaba, sigur. Apropo de ziare, revista presă, unde o faceți? Acasă, în drum spre serviciu sau la serviciu? Dimineața la 6. Mă uit repede să văd ce informații noi au apărut, ca să le pot comenta cu colegii. Îi mai sunt pe colegi, sigur. La serviciu aveți pachetel sau mâncați aici, la împingetava? Aici, la... Așa mi-au... La autoservire, pentru că așa am făcut și cât am fost student la Timișoara. Să știți că mi-aduc aminte de viața de student aici în Parlament. Absolut toată lumea cu cine am vorbit în Parlament, toată lumea, se pare că Parlamentul e o continuare a facultății. Cel puțin în Și ne simțim tineri, da, ca perioada studenției. Sigur, aici mai schimbăm unele experiențe, unele amintiri, le discutăm. Cu diferența că nu se face de serviciu la cantină, că pe timpul nostru se făcea de serviciu. Da, ne trezeam la ora 5:30 și trebuia să mergem, era acea grupă de serviciu. Știu că și eu tot la Timișoara am făcut. La ce cantină ați mâncat în Timișoara? La cantina universității. Eu am mâncat la Politehnică. Da, să știți că aveam mulți prieteni la Politehnică, din Căminul 22, din Căminul 21, parcă erau fete acolo la Căminul, da, 21, și mâncam și la Politehnică și m-am simțit foarte bine. Vă mulțumim, domnul ministru, și succes, să rămâneți mereu tânăr. Multă sănătate și dumneavoastră același post valoros care se adresează oamenilor și aveți în centrul atenției lucrurile bune care să le transmiteți oamenilor. Vă mulțumim, o zi bună!